Curtea Penală Internațională așadar investigează crimele comise în Israel și Gaza de la începutul conflictului și până acum. De asemenea, procurorul șef al Curții Penale Internaționale, Karim Kam, avertizează că blocarea ajutoarelor umanitare constituie o infracțiune gravă. Dar cu mai multe detalii vine chiar acum cornegul nostru, Cornel Chitucea. Bun găsit, Cornel! Bună dimineața! Împiedicarea accesului ajutorului umanitar în fâșia Gaza ar putea constitui o crimă, a declarat duminică procurorul șef al Curții Penale Internaționale, Karim Khan, după ce a vizitat punctul de frontieră Ravah, unde se acumulează ajutorul internațional pentru civilii palestinieni. În Ravak am văzut camioane blocate pline cu bunuri și ajutor umanitar, departe de gurile înfometate și de rănile locuitorilor din Gaza, a spus Khan. Începând cu 9 octombrie, Israelul a impus un asediu total asupra fâșiei Gaza, întrerupând aprovizionarea cu apă, electricitate și alimente, în timp ce teritoriul se află deja sub o blocadă israeliană. Karim Khan a declarat că, citez, investigează crimele care ar fi putut să fie comise în Israel pe 7 octombrie, dar și evenimentele aflate în desfășurare în Gaza și Cisordania, ca parte a anchetei oficiale a CPI privind situația teritoriilor palestiniene deschisă în 2021. În Cisjordania, ocupată de peste 100 de palestinieni, au fost uciși de coloniști și în timpul operațiunilor armate israeliene din 7 octombrie. Peste 8.000 de persoane, majoritatea civile, au fost uciși în fâșia Gaza în urma bombardamentelor israeliene potrivit Ministerului Sănătății Hamas din uh, Hamas, care controlează acest teritoriu din 2007. E important să le spunem celor de acasă că este înființată în 2002 Curtea Penală Internațională este singura jurisdicție internațională independentă care investigează crimele de genocid crimele de război și crimele împotriva umanității. Israelul, care nu este membru al Curții Penale Internaționale, a refuzat să o cobreze în această anchetă deschisă în 2021.